după finalizarea proiectelor pe AFIR, pe fonduri europene și pe Ministerul Dezvoltării, am continuat anul trecut cu un proiect pe bugetul local pentru extindere canalizare, ulterior un proiect pe mediu de o platformă de gunoi în valoare de 18 milioane lei. Platforma de gunoi nu va funcționa singură, ea va fi dotată cu utilaje care vor rămâne în dotarea primăriei. E vorba deja de un tractor și o remorcă de împrăștia gunoiul care deja se află la sediul primăriei, urmând să ne vină buldoi excavator nou, două remorci de transport de gunoi și o vitanjă. De asemenea, am început primele două proiecte pe PNRR, eficientizare, reabilitare, zis, pentru sediul primăriei și Căminul Cultural Bentu, care le-am și depus ieri, urmând ca în etapa următoare, asta a fost pe componenta 5 PNRR și urmează componenta 10, pe care vom depune alte două proiecte de eficientizare și reabilitare a două clădiri, dispensarul uman și școala Gălbinaș Veche. Deci nu avem timp să răsuflăm după celelalte proiecte și începem cu cele noi. Nu putem spune că trebuie să ne văităm, că nu avem fonduri, decât că e nevoie de multă, multă muncă pentru implementarea acestor proiecte și avem posibilități să atragem fonduri la comună și comuna să o dezvoltăm.